am de mor. Începem episodul 2 cu peripeția care ne-a cam stricat puțin weekendul de la Timișoara. Am ajuns la Timișoara. Ne-am cazat. Ne-am lăsat bagajele și am plecat. La mall. După și în centrul capitalei. În centrul Timișoarei. După care ne-am întors în cameră. Ne-am dus în camera cu pricina unde era cadă de sticlă, că toată lumea vrea să știe ce s-a întâmplat cu cadă de sticlă. Dar eu nu mai știu unde a rămas. Îmi doream foarte mult să fac ședința asta foto, pentru că mai fusesem de 11.000 de ori în locație. Eu sunt prietenă foarte bună cu cei care dețin gala. Și bineînțeles că am ajuns la hotel și am zis, haideți că vreau neapărat să facem ședința foto, că e o cadă superbă. Pe cine mai are cadă de aia de sticlă în România? N-am văzut nicăieri. Deci arăta bombă. Da. Toate bune și frumoase. Ne-am instalat în cameră, s-a dat drumul la apă, am făcut și poze pe care o să le vedeți, pe care o să vi le arătăm. Că am reușit, adică da, ședința da, foto a avut. A reușit. Ședința foto s-a terminat undeva pe la ora 2. Ne-am lăsat totul în cameră. Așa am dat drumul la zi, la apă. La apă în cadă și am plecat să ne culcăm. La ora 6 dimineața. Primeam mesaje pe WhatsApp. Eu foarte nervoasă că îmi suna telefonul la ora 6. E foarte nervoasă. M-ai enervat și pe mine că venea să-mi spun de ce dracu n-ai dat la pe silențios. Da, păi tocmai de-aia eram nervoasă că urma să mi atrageți voi atenția. Și când am luat telefonul în mână, am avut o relație ceva de genul. Păi nu, o să vedeți pozele chiar acum. Acestea au fost pozele pe care le-am primit. Reacția Claudiei a fost pe genul. Nu. Bote, trezește, ai spart cada, Bote, uite-te pe filmare, Bote, unde ai spart-o, când ai spart-o, ce-ai făcut, Bote? Bote, uite-te la poze, când ai spart cada. După care am căutat pe filmări să vedem ce s-a întâmplat, că nu știam cum am reușit să spargem noi, fix noi, cada de sticlă. Ultimul care făcuse poze eram eu. Și cine putea să spargă cadă? Doar nu domnișoara de aici, sigur. 40 de kilograme. Adică, vă dați seama, 100 și ceva. Și primul instinct care a fost? Când ne-am dus în cameră ca să vedem, într-adevăr se vedea cadă. Spart! Ca lumea. Spart! Iar domnul administrator de la hotel ne-a spus, această cadă a fost cumpărată la licitație și costă undeva de la 4.000 de euro în sus. Alemi, Bote. Bă, mi s-a uscat gâtul. Mi s-a făcut rău. Deci mi s-a uscat gâtul și mi s-a făcut rău. Zic, de unde dau eu 4.000 de euro? Acum pe o cadă. Gata. Deci mi s-a tăiat tot. Păcat că nu avem imagini în momentul ăla, pentru că nu s-a mai gândit nimeni să ia camera să filmeze acele momente. În secunda doi, fraților, am luat-o la sănătoasă. Nu vreți să vă imaginați în ce stil am putut să ne facem bagajele, pentru că în la un moment dat... 5 minute eram în mașină. Eram în mașină și ce-am cu fugit? Haine în mână și cu haine în bagaj, deși n-am apucat să le bag pe toate. Am fugit, fraților. Am zis, nu mai trebuie să nu mă mai duci pe mine pe lux de acum încolo. Dar eu mi-au ligheanul cu mine la pachet. Nu. Deci de acum încolo mi-au ligheanul cu mine la pachet. Eu nu mai vreau nicio cadă de sticlă, nicio luxuritate, nicio nimic, nicio deci nimic. Deci vreau să spui ce ai spus când am ajuns la celălalt hotel, ce le-ai spus la cei de la recepție. Am sunat repede. Aveți cameră liberă, nu băusem cafea, era dimineață, era vai mama noastră, eram cu bagaje, cu Maxi. Maxi era și el stresat, săracul, nu mai știa ce se întâmplă, de ce fugim, de ce plecăm de acolo, îi plăcea acolo. Deci a fost, mamă, deci a fost horror. Zici că ne facem, că vorbim, că facem, că trecem, că nu știu ce zic. Bă, ăștia vin cu poliția după noi, zic, băi leu, ce facem, ce dregem, ce nu știu ce. Găsi cameră, când am ajuns acolo la recepție, am întrebat, doamnă, vreau o cameră cu duș, fără cadă. Deci nu mai vreau să aud cadă, deci asta va rămâne istorie. Cada și Timișoara. Deci când o să zic Timișoara, o să zic cadă, când o să zic cadă, o să zic Timișoara. La Timișoara mai vrei să mai mergem vreodată? Adică. Nu mai întreb. Frica aia de moment, adică am fugit, fraților, am fugit de frică. Vedeți, zic că mi-a sparcat la omul ăla de sticlă, avea numai lux acolo, ce mai să fac, stau acolo. Mi-era și urgent să dau ochii mei cu el. Dar mie mi-era frică să nu mai ating de pat. Deci nu mai puteam să mai pun mâna pe nimic, zic că pe ce pun mâna eu, că eu stric. Oh my God. Așa, ideea este că s-a făcut o investigație după aia cu cada respectivă, pentru că noi nu aveam cu ce să spargem acea cadă. Și s-a descoperit, așa cum ați văzut și în poze, că pe părți era puțin ciobită, iar în cameră, pentru că era noaptea când ne-am dus, noi a fost minus 2 grade în Timișoara. În cameră era foarte, foarte frig, era și aerul condiționat care funcționa,
Iar noi când am umplut cada aceea de sticlă cu apă fierbinte. Super fierbinte, pentru că noi am ținut apa aceea fierbinte multe ore, pentru că am făcut foarte multe poze acolo. Automat cada de la acea... Erau două lovituri în partea pe în care părți, da, exact. Și pe partea cealaltă încă o lovitură unde acolo nu a pleznit. Dar urmează, da. Urma. Urma probabil. Eu cred că urma. Dar în atâtea ore stând atâta apă caldă, fierbinte, într-o cadă de sticlă, efectiv ea a pocnit. A pocnit. A pocnit. Foarte rece, în cameră, deci asta poți explicația, că și... n-aveai cum să spargi exact. O cadă și n-aveai cu ce să spargi. Pentru că geamul este securizat, adică ai un ciocan să dai cu el. Că chiar și așa, dacă te dai cu ceva tare, cred că aia s-ar fi făcut ca în filme. Bucățele, bucățele, bucățele. Deci aia a fost lovită pe părți fix la îmbinări, iar ea în timp ca la aparbris. Când sare o pietricică, ea, floarea aia în timp se mărește de la cald, de la frig, de la toate cele. Dar noi plecasem deja pentru că am fugit, ca să spunem așa, pentru că n-am mai putut să mai stăm acolo, pentru că era frică, că știi cum e, am zis că dacă atragem rău, să plecăm naibii la normalitate, ca să fie treaba. Chiar asta am gândit, țin minte că am zis că dacă s-a întâmplat ceva aici, noi nu trebuie să mai stăm, că sigur mai facem, atragem. Mai bine plecăm. Atragem și mai bine plecăm. Și mergem undeva de nasul nostru. Și așa am făcut. Mulțumim din tot sufletul. Da, chiar ne mulțumim și ne pare rău că s-a întâmplat fix la noi. La noi s-a întâmplat paguba, dar nu noi am fost de vină. Dar au fost foarte înțelegători și au fost foarte ospitalieri cu noi încă de la început și le mulțumim foarte mult pentru tot. Deși, na... Ne simțim prost că ne s-a simțim întâmplat prost la noi. Dar nu știu cum se întâmplă, că numai la noi se întâmplă, fă! Doar am mâncat căcat când eram mic, ar trebui să fiu norocos, dar nu știu de ce, dar în fine. A, știi ce mi-a zis? Mi-a zis, zic, din cauza ta, pentru că ai făcut live cu cada de sticlă și te-au blestemat oamenii da, de da, spart da, cada fix la tine. Da. Cu toate astea, ei au spus că ne mai așteaptă cu mare drag și cu o cadă nouă. I-am zis să nu ne mai aștepte cu cada. Așa a zis, că când o să vină cada nouă, ne cheamă să o inaugurăm. Și am zis, mai bine nu, mai bine lasă, vin cu Ligianu. Da. Da, ei au fost foarte drăguți și au o sală de evenimente foarte frumoasă acolo în Timișoara, la gala, dacă vreți să faceți orice eveniment. Mergeți, oamenii sunt super ok. Eu nu știu cum aș fi reacționat. Eu sau tu, sau să știi că, na, e o cadă de peste 4.000 de euro la licitație, adică, na, înțelegi, dar n-a fost vina noastră, asta e cert. Deși a fost ghinionul nostru că la noi a pocnit, înțelegi? Dar lovitura și loviturile de la aia erau de mai demult. Da, asta este. Când ai ghinion, noi suntem pic și poc. Dar puteți să ne chemați, că noi promitem că noi o să fim atenți de acum încolo. Hai, mergem mai departe. În excursia noastră din Timișoara.